Astăzi, cetatea medievală a Severinului a fost centrul unui eveniment deosebit, organizat în cadrul programului Școala de Vară de Turism de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Vizitatorii au avut ocazia să se bucure de un tur ghidat al cetății, completat de activități interactive care au adus la viață atmosfera medievală. Evenimentul a inclus reconstituiri istorice, demonstrații de meșteșuguri tradiționale și sesiuni de muzică și dans medievale, oferind o experiență educativă și captivantă pentru toți cei prezenți. Astăzi, 3 septembrie, cetatea medievală a Severinului a fost gazda unui eveniment remarcabil. Partea programului Școala de Vară de Turism, organizat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Evenimentul a avut loc la ora 15 și a oferit vizitatorilor o oportunitate unică de a explora și înțelege mai profund patrimoniul istoric al acestui monument impresionant. În cadrul evenimentului, cetatea a fost deschisă pentru public, iar vizitatorii au fost întâmpinați cu un tur ghidat detaliat oferit de experți în istorie și patrimoniu. Ghidajul a adus la viață secretele și poveștile fascinante ale cetății, oferind informații valoroase despre arhitectura sa medievală, despre viața cotidiană din acea perioadă și despre rolul strategic al fortificației în apărarea regiunii. Cetatea medievală a Severinului a fost prinsă în programul in extenso al Școlii de Vară de Turism, organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, vorbind despre studenții la Facultatea de Turism și la Facultatea de Geografie. Ne mândrim că suntem un punct de reper în ceea ce înseamnă turismul cultural și le mulțumim celor care s-au gândit că este oportun ca acești studenți în timpul școlii de vară de turism să viziteze și cetatea medievală a Severinului. Pe parcursul zilei, participanții au avut ocazia să ia parte la reconstituiri istorice, observând demonstrații de lupte medievale și îmbinându-se cu atmosfera epocii prin activități interactive. De asemenea, au fost organizate sesiuni de meșteșuguri tradiționale, muzică medievală și dansuri specifice perioadei medievale, contribuind la o experiență culturală imersivă. Programul Școala de Vară a subliniat importanța educării și sensibilizării participanților cu privire la conservarea patrimoniului cultural. Evenimentul de la Cetatea Medievală a Severinului a fost mai mult decât o simplă vizită. A reprezentat o experiență educativă menită să contribuie la înțelegerea și aprecierea istoriei locale și a valorilor culturale. Cluj, student în Cluj de 6 ani, momentan doctorand la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Cu ce ocazie pe la noi? Turism. Ai văzut și dacă este prima oară când ajunge aici? Da, este prima dată când vin la Drobeta, Turnul Severin și am rămas fascinat de ce am găsit aici, începând de la Muzeul Reginii Porților de Fier și până la centru, Turnul de Apă și inclusiv locul în care ne aflăm, adică cetatea Severinului. Noi suntem de la Facultatea de Geografie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Organizăm o școală de vară dedicată studenților de la specializarea Geografia Turismului, dar nu numai, avem și de la alte specializări. Tema este contraste în valorificarea turistică și am venit să vedem comunitatea Svinița, unde am încercat să găsim aceste contraste în valorificarea turistică. Astfel de evenimente sunt importante pentru promovarea și conservarea patrimoniului cultural, educarea publicului cu privire la semnificația istorică a monumentelor și consolidarea identității locale. Aceste activități nu doar că aduc istoria la viață, dar și creează un context în care oamenii pot învăța și aprecia mai profund tradițiile și cultura care au modelat regiunea.